Clubul Stolasleuca s-a deschis la Durlești o sală specializată de taekwondo pe strada Tudor Vladimirescu 95/1. Primele grupe deja se desfășoară în fiecare marți și joi, de la 16:00 la 17:30 și marți și vineri, de la 17:30 la 19:00. Deci noi săptămâna trecută am început deja antrenamentele, deja am făcut două antrenamente, copiii dornici de antrenamente, de a practica arta taekwondo, sunt foarte energici, foarte bine merge antrenamentele. Sala funcționează sub conducerea antrenorului Rotaru Tudor, deținător al centurii negre 4 dan, antrenor cu experiență de 10 ani. Potrivit lui, practicarea acestei arte vine în ajutorul părinților în ce privește educarea și disciplinarea copiilor, dar mai ales datorită specificului clubului, pentru că include predarea studiului biblic în cadrul antrenamentelor. Copiii sunt foarte, foarte preocupați de tehnologiile informaționale. Mulți părinți, și ultima vreme tot mai des aud, că nu-i pot scoate de la telefon. Toată ziua stau cu telefonul, calculatorul, cum vin de la școală sau grădiniță și atunci taekwondo cel puțin o oră jumate. Aici ei sunt feriți de problema asta. Noi aici la taekwondo punem un mare accent pe educație. Copiii învață caracter, învață lucruri morale, învață să asculte de părinți, învață respectul. Și aici este un loc de educație care noi îl oferim și la copii, la părinți le place foarte mult asta. Noi învățăm pe copii Sfintele Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu, avem manuale interactive, copiii învață într-o formă distractivă, așa, în formă, învață Cuvântul lui Dumnezeu și învață să-L aplice în viața lor. Cu ocazia deschiderii oficiale a sălii, fondatorul și președintele clubului Stolasleucas, Vasile Filat, a menționat că, deși sunt un club sportiv, scopul de bază este să-i direcționeze pe oameni corect în viață. Dorința mea pentru oricine vine în clubul acesta să se antreneze este ca să îmbrace nu doar hainele acestea de antrenament, dar să ajungă să aibă mântuire prin Iisus Hristos, să aibă viața veșnică. Și rezultatele arată că se reușește frumos aceasta. Este adevărat. Cei mai mulți vin aici pentru că vor să învețe sportul acesta, lupta aceasta, care este o luptă frumoasă, dar nu tot acesta este și scopul nostru primar. Noi vrem să învățăm o atitudine frumoasă față de viață, o atitudine corectă, dreaptă față de Dumnezeu, o atitudine dreaptă, bună față de oameni, așa ca să știe cum să se raporteze față de Dumnezeu și de oameni. Că dacă un om nu știe lucrul acesta, nu poate fi fericit. Asta e cheia fericirii. Fericirea nu vine din lucruri materiale, din alte lucruri. Asta e de fericirea unui om, când știe să zidească o relație bună cu Dumnezeu și cu oamenii. Și asta noi învățăm. Și eu mă bucur tare că aici sunt mulți care au făcut alegerea aceasta, au învățat și își trăiesc viețile frumoase acum. Și mă uit cum cântare la felul cum își trăiesc ei viețile. La antrenamente sunt așteptați și băieții și fetele. Părinții vor să investească în educația copiilor. E vor ca copiii să crească oameni de caracter, să crească oameni serioși, oameni responsabili, oameni care nu se tem de provocările vieții și să fie bărbați. Bine, vin și fete. Chiar interesant că la prima grupă, când au venit marți, au venit primele 6 fete au fost. Pentru mai multă informație și înscriere, telefonați 069 125 161.